Teoria și practica s-au împletit cu succes de-a lungul celor 360 de ore aferente cursurilor de calificare lucrător în comerț. Sediul didactic al Universității Spiru Haret a fost gazda ultimelor întâlniri dintre formatori și cursante, întâlniri premegătoare examenului de absolvire. Astăzi s-a desfășurat o ultimă întâlnire din cadrul modulului teoretic al cursului de lucrător în comerț, nivelul 1, primul curs care se desfășoară în cadrul acestui proiect, proiect care este inițiat de Asociația Română pentru Transparență în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret. Pentru a le spulbera emoțiile cu privire la evaluarea pe care urmează să o susțină în perioada următoare, cursantelor le-au fost prezentate cerințele și structura probelor examenului final. Cursantele vor susține un examen în cadrul proiectului, examen care va avea două componente de bază, și anume este vorba de o componentă scrisă, un test grilă construit pe fundamentul teoretic predat și respectiv un mic examen oral. De asemenea, tot cu ocazia examinării finale, fiecare cursantă care a urmat cursul din cadrul proiectului FAIR va depune și un caiet de practică, caiet pe care l-au elaborat pe parcursul orelor de practică desfășurate în cadrul cursului. Examenul final e de fapt încununarea sau punctul de finish al unui program care a durat aproximativ 3 luni, care a avut 360 de ore, un program destul de greu de lucrător în comerț, care le oferă doamnelor o calificare cerută de piața muncii. Etapa următoare a proiectului este cea a cursurilor destinate antreprenoriatului integru sub egida Asociației Române pentru Transparență. În cadrul acestui proiect, Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate, pe lângă acest curs de calificare, doamnele mai urmează un curs de competențe antreprenoriale, structurat cred că la vreo 24 de ore, dar care la fel este un curs autorizat. În cadrul acestui proiect, toate certificatele sunt certificate recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. Doamnele sunt mulțumite de cunoștințele acumulate în cadrul proiectului POSRU, Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate. Participarea la acest proiect a însemnat pentru noi o oportunitate de a ne dezvolta profesional, mai ales că acest curs se continuă cu dezvoltarea competențelor antreprenoriale. A fost o experiență plăcută, interesantă. Am interacționat cu noi persoane, am cunoscut un profesor minunat, doamna Lumința Pistol. Apreciez faptul de asemenea că modulele de teorie s-au intercalat cu cele de practică. Cursul este o ocazie, în primul rând, pentru femei, datorită faptului că, zic eu, un prezent și viitorul a demonstrat că comerțul este reprezintă totul aproape. În orice afacere, să spunem, în orice domeniu, are la bază ideea de comerț. Da, aș recomanda tuturor femeilor care lucrează deja sau doresc să lucreze la acest sau pe acest obiect de activitate, deoarece le-ar îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le prestează la acel loc de muncă. Femeile interesate de cursurile oferite prin proiectul POSRU FAIR și care au domiciliul în una dintre regiunile de dezvoltare, București, Ilfov, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Sud-Est, Nord-Est, pot contacta echipa de implementare la adresa de e-mail fair@spiruharet.ro. Proiectul POSRU, Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate, este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni, la solicitarea Asociației Române pentru Transparență, și este implementat în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret.